super cupei feminine, Chirdiașeva, centrul formației bistrițene, cea mai bună de la Ardelence, și pe de altă parte, am spus-o și noi încă din timpul cronicii sonore, Gabi Moreschi, portărița CSM-ului, care a pus o amprentă foarte vizibilă pentru acest nou trofeu care ajunge în vitrina clubului bucureștean. Da, 15 parade Gabriela Moreschi în această partidă atât de echilibrată și tensionată în același timp. Iată-o pe portărița din Brazilia. Debut frumos în România pentru ea. A venit în această vară, i-am văzut-o și pe Chirdiașeva, 5 goluri marcate de jucătoarea din Rusia, care a mai scăzut din ritm în repriza secundă și a marcat doar din 7 metri. Suporterii echipei bucureștene se bucură pentru acest trofeu care va fi decernat în curând. Deocamdată vom vedea medaliile pentru echipa care a terminat pe poziția a doua, victorie spectaculoasă în fața Rapidului în semifinale pentru Gloria Bistrița la 8 goluri. E un avertisment pentru echipele care spun că se vor lupta cu CSM la titlu. Mă refer aici la Rapid și la Dunărea Brăila, poate chiar și la Vâlcea, însă în acest moment Bistrița pare cea mai echipată din multe puncte de vedere să facă acest lucru. Inclusiv pe plan mental, după obținerea wildcard-ului de grupe ale Ligii Campionilor, Florentin Pera pare să facă o treabă bună acolo. Da, foarte nervos Pera la finalul meciului. Bine, cam starea lui asta, știi bine. Exact, da, e într-adevăr foarte supărat. Iată-o pe Cristina Neagu alături de prieteni și de familie. Sunt momente frumoase pentru Cristina Neagu, cea care mai pune un trofeu în vitrină. Sperăm să aibă din ce în ce mai multe șanse să facă acest lucru. Am văzut-o și pe Cristina Vărzaru, o altă mare, mare jucătoare a celor de la CSM. Fostă jucătoare, acum, bineînțeles, în conducerea clubului. Da, una peste alta a fost un spectacol frumos, două meciuri bune, două meciuri care trag anumite concluzii, iată și trofeul cu o arhitectură spectaculoasă, oferit de către Federația Română de Handbal. Să spunem că decernarea medaliilor de bronz s-a făcut după finala mică, le-a primit echipa din Brăila și ea, una dintre echipele de top, care, cum spuneam, a prins un Final Four de Cupa Europeană anul trecut, alături de aceste trei care vor merge și anul acesta reprezentând drapelul românesc în grupele Ligii Campionilor. Da, pentru Cristina Neagu este a șasea supercupă din carieră. Omoreghi foarte, foarte fericită ceva mai devreme. Am văzut-o bucurându-se alături de Emily Hansen. Și un balon uriaș pe care se semnează toată lumea. Da, într-adevăr, se dau autografe. Își caută Emily Hansen ceva pe acolo, pe la bancă. E o victorie, zic eu, meritată până la urmă pentru CSM, echipa care a arătat mai multă maturitate în joc și a avut o portăriță excepțională. Da. Excepțională. Gabriela Moreschi și-a făcut treaba. E jucătoarea Supercupei, nu doar a finalei. Foarte, foarte bine, într-adevăr. O finală în care Omoreghi a terminat cu 6 goluri, la fel ca și Cristina Neagu. Un lucru care spune foarte multe despre jocul colectiv pe care l-a avut echipa bucureșteană. Și s-o Delgado 6 goluri. S-o Delgado, într-adevăr, și ea cu 6 goluri, și în Benghe tot 6 goluri. De aceea, partida s-a terminat la un singur gol diferență. Și aceste statistici ne arată echilibrul din teren. 28-27, o repriză a doua terminată la egalitate. Până la urmă a decis acel gol spectaculos din aeriană. Acea aeriană în ultimele secunde ale Cristinei Neagu. Din prima repriză. Da, Florentin Pera știe că mai are de muncă foarte mult. Asta e clar, însă are un lot bun. Are un lot promițător. Iar Bistrița este echipa care vine din urmă, este contenderul de care CSM București ar trebui să se teamă în sezonul viitor de Liga Florilor, în care partidele cele mai importante, marea lor majoritate, le puteți vedea pe ProArena.
și pe voio.ro, să nu uităm. Trofeul, decernat într-o manieră spectaculoasă, un joc de culoare și de lumini, Luca, secretarul general al Federației Române de Handbal, Constantin Din, președintele aceleiași instituții. Gabriela Moreschi mai primește un trofeu. Mai primește trofeul de cea mai bună jucătoare a turneului, probabil. Da. Absolut logic. Cel mai bun portar. Cel mai bun portar scrie pe trofeu. Absolut logic și acest trofeu pentru ea. Da. Cea mai bună marcatoare acum. Liscevic, cea mai bună marcatoare. Da. O mai fi rămas, Brăila, la festivitate? Nu cred că a mai rămas sau... Nu mai este. Și de aceea cred că s-au și dat medaliile de bronz. Exact, după finala mică. După finala mică. S-a făcut semn să se treacă peste momentul premierii Cristinei Liscevic. So Delgado, iată, primit și ea un trofeu. Merită, a jucat bine. Da, a jucat bine, mai ales în prima repriză. Indiscutabil. So Delgado, jucătoare, are, iată, arată și ea. Este trofeul de golgheter al turneului. Primește trofeul pentru cea mai bună jucătoare a Supercupei. Încă un trofeu individual pentru Cristina. Trofeu de asemenea va ajunge în vitrina ei, de 4 ori, cea mai bună jucătoare a lumii, Cristina Neagu. Și iată cele mai bune jucătoare, topurile, Delgado, Danila Sodelgado, Cristina Neagu și Gabriela Moreschi, pentru această finală, care, sincer să fiu, a fost un meci... Pe de o parte foarte disputat și de foarte bună calitate. Asta pentru că ambele echipe au jucat. S-a cunoscut poate maturitatea competițională un pic mai bună, un pic mai cizelată la CSM, plus momentele importante. Aeriana de pe finalul primei reprize semnată de Cristina Neagu, plus paradele excepționale ale Gabrielei Moreschi. Iată și... Este invitată pe teren Gloria Bistița pentru a primi medaliile. Locul 2. Încet, încet jucătoarele revin pe teren. Groaznice sunt aceste momente când după o luptă acerbă trebuie să primești numai medaliile de argint. Da, de aceea se spune că uneori echipa de pe locul 3 e mai bucuroasă decât cea de pe locul 2. Mai ales în perspectivă olimpică, atunci când prinzi un podium. Olimpică, da, exact, așa. Așa, la campionat, la o supercupă, poate nu valorează cine știe ce o medalie de bronz, însă la Jocurile Olimpice, recent încheiate, cu niște meciuri de handbal absolut spectaculoase în aer liber pe stadionul din Lille, cu totul și cu totul altceva. Da, iată, încet încet toate jucătoarele de la Gloria Bistița primesc medaliile. Bună repriză secundă făcută de Cacior, intra bine. Văzut-o bine și pe Seraficianu, intrând pe teren,
din păcate, foarte puțin în atac sau chiar deloc. Bianca Boazaliu... Da, n-a fost folosită prea mult, dar din jucătoarele care au evoluat, nu aș avea vreo remarcă negativă, să spunem așa, la adresa vreuneia. În general, toate au jucat cel puțin la valoarea lor, dacă nu chiar mai bine. A tot pe Bianca Boazaliu. Deci cam mult pe defensivă. Fujita cu două ratări consecutive în situație de 1-1 japoneza. Premiați, bineînțeles, și antrenorii, stafful echipei din Bistrița. Început bun de sezon. Sezon în care Gloria Bistrița va debuta în grupele Champions League. Capitanul Tamireș Morena primește placheta pentru locul 2. Cred că vor fi mai mulțumite bistrițencele dacă vor câștiga în campionat. Comparativ cu Supercupa. Mult mai mulțumite. Campionatul e o competiție de anduranță. Aici Supercupa a fost o competiție comasată, iată, sub formă de Final Four, în două zile. Și cu toate acestea, CSM-ul tot a izbândit, a izbutit să mai câștige un trofeu. Un trofeu pe care îl va primi chiar acum echipa bucureșteană. Da, fac o poză fetele lui Pera. Foarte nemulțumit selecționerul României. Își dorea mai mult de la această partidă și, cred că mai important, știe că putea mai mult. Evident. Echipa s-a arătat bine în aceste două zile și promite pentru noul sezon, așa cum spuneam și ceva mai devreme. Achiziții inteligente, jucătoare care s-au integrat relativ rapid, am văzut-o pe Kirdiașeva într-o formă foarte bună. De asemenea, Capitanović a făcut o partidă bună în prima repriză, atunci când a fost folosită mai mult. Jucătoare importante. Portărițele Bistriței au apărat foarte bine, dar amândouă nu s-au putut apropia de procentajul adversarii. Nu numai de procentaj, ci de maniera magistrală în care a zburat din bară în bară Gabriela Moreschi. Trenează destul de mult această festivitate de premiere. Să spunem că la sfârșitul săptămânii viitoare vor începe competițiile. Atât la băieți cât și la fete, vom intra din nou în malaxorul etapelor săptămânale. Apoi vor începe și competițiile internaționale, iar echipele cum ar fi CSM-ul și Bistrița vor juca în timpul săptămânii, pentru că în weekend vor avea meciuri internaționale și tot așa. Iată și echipa câștigătoare trece prin culoarul pe care primește aplauzele bine meritate pentru efort și pentru trofeul câștigat astăzi la Pitești. Da, am văzut și jucătoarele care nu au prins lotul. Ansen, foarte fericită, va continua petrecerea alături de Omoreghi, alături de Neagu. Le-am văzut și imediat după finalul partidei. Apropo de ceea ce spuneam, debutul în Liga Campionilor înseamnă pe 7 septembrie meciul Gloria Bistrița-CSM la Bistrița. Îți dai seama ce va fi și acolo, ce meci va fi, o repetiție a acestei finale, o reeditare a finalei de Supercupă. Colege de grupă și în Liga Campionilor, cele două. Noi tot ce putem să sperăm este că vor trece împreună exact de acea grupă. Iată și pe Crina Pintea, e acolo și poloneza Kobilinska. A făcut o partidă bună Kobilinska, a stat foarte mult pe teren. Atât ofensiv cât și defensiv și a făcut treaba. Crina Pintea și ea cu foarte multe trofee în carieră. Eu sper că în afară de cele trei, CSM, Bistrița și Rapid, să o avem și pe Brăila din nou în fazele superioare a NHF European League, a doua competiție continentală, și tot așa nivelul handbalului românesc să crească grație acestor echipe. Da, și vom vedea cât de mult va crește nivelul CSM-ului în Champions League cu Helle Thompson pe bancă. Exact. S-a vorbit foarte mult despre asta. E un pariu. E nevoie de un antrenor cu mai multă experiență, poate un antrenor străin. Vine Helle Thompson, vom vedea acum. Dacă aici era problema. Discuția între Cristina Neagu și Gabriela Moreschi. O partidă foarte bună făcută de brazilian, într-adevăr. Și
Nu uitați, mâine 14:30 vom avea Minaur Baia Mare, Putaisa Turda, iar de la 17:30 cealaltă semifinală din Supercupa Masculină, CSM Constanța, Dinamo București. Ce derby va fi și acolo, trofeul decernat de către Constantin Din, președintele Federației Române de Handbal. Este momentul de maximă glorie pentru echipa care câștigă și, spuneam, reeditarea va fi în prima etapă a Ligii Campionilor, în grupe, pe tărâm ardelean de această dată. E o posibilă revanșă pentru Gloria Bistrița, de ce nu? Iată momentul, CSM București, câștigătoarea Super Cupei României la handbal feminin 2024! Savurat la maximum acest moment. Iată și bucuria frumoasă a jucătorilor de la CSM București, obișnuite cu trofeele, dar iată că de fiecare dată zâmbetul pe buze contează foarte mult, bucuria este foarte mare. Cristi Frisc și Ion Alexandru, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi pentru că, spuneam, de mâine încep semifinalele Supercupei la handbal masculin, iar apoi încep campionatele. Rămâneți alături de noi, rămâneți alături de Pro Arena, rămâneți alături de handbalul de calitate. La revedere! Seară bună!